Pe lângă marea confruntare dintre Cristian Ciocan și Leif Larsen, organizatorii galei de box au pregătit pentru gălățeni și o surpriză. În deschiderea meciului vor boxa Octavian și Adrian Lehăduș, ambii gălățeni, fiii regretatului campion din anii 70, Vasile Lehăduș. Cei doi sunt stabiliți în Dubai, dar se pregătesc tot în Germania, la fel ca și Cristian Ciocan. Octavian și Adrian își vor face debutul la profesioniști în orașul natal. În numele tatălui lor, un pugilist înscris în cartea succesului boxului profesionist gălățean. Vasile Lehăduș a fost ucis în urmă cu 21 de ani, în timp ce încerca să salveze o femeie din mâinile bărbatului cu care trăia. Fiii lui, care i-au călcat pe urme, spun că de mult au așteptat să boxeze la Galați și sunt foarte emoționați. Fericiți, normal. De mult am plănuit să boxăm acasă și mai ales debutul la București e o ocazie specială să boxăm acasă. Ne-am dorit foarte mult să boxăm acasă aici. A fost ceva ce n-am cuvinte să zic, e fericire. You have a big name. Your father is a former good fighter and all Romanians know them. Is it a big problem for you? Nu, din contră, special pentru el și dedicăm meciul lui ăsta și inclusiv următoarele meciuri de acum. Așa cum și fratele meu a zis, dedicăm totul lui tata, pentru el tot. În cadrul galei, Octavian Lehăduș urmează să boxeze primul, iar Lehăduș junior imediat după fratele său.